Bine te-am găsit! One love to everybody! Bine ai venit aici pe canalul Mike Diamonds, aici pe YouTube. Mulțumesc că ai dat click aici în universul Mike Diamonds. Și dacă îți place ce vei vedea de acum încolo, lasă un like. Dacă îți displace, lasă un dislike. Dacă vrei să engage, lasă un coment. And let's see what's up about this shit I'm talking about. Ok, ladies and gentlemen, Mike Diamonds lansează un podcast și cu acest podcast nu pot să vin așa doar să vorbesc. Trebuie să lansezi ceva, trebuie să promovezi ceva prin el. Și prin el promovezi muzica mea. Cu acest prim podcast vin cu un EP care se cheamă On The Mic, 7 piese. Și prima piesă va fi lansată mâine featuring Racu și Yolo. Va fi un omagiu muzicii hip-hop, un omagiu începuturilor mele, deoarece această muzică hip-hop m-a adus unde sunt astăzi. De asemenea, acești doi oameni, Yolo și Racu, mi-au deschis anumite uși, ușile care mi-au deschis alte uși să ajung aici în prezența voastră, mai ales aici pe YouTube. Mike Diamonds, baby, bine ai venit în universul meu. Ok, în principal vom vorbi de inspirație, sursele mele de inspirație și veți vedea cum putem reuși toți să accesăm aceste chestii. Trebuie doar să ascuțim un pic acel mușchi al inspirației. That's what's up. În universul meu, Mike Diamonds, vei învăța să ascuți acel mușchi. Asta cred eu și despre asta este vorba în acest podcast. Ok, nu uita. De mâine lansez un EP, 7 piese, un omagiu muzicii hip-hop. You know, for those who like rap music, celor care le place muzica rap, crede-mă că o să ai ce dorești. Un spirit un pic zale, dacă poți, dacă ți-aduce aminte, ok? EP featuring Racu și Yolo, Tomorrow. Până atunci aș dori să vă zic că lansez o poveste. Este povestea începuturilor mele în muzică. Începem, cred că, din anii 96 până astăzi. Sper să pot să o strâng într-un spațiu mai comprimat, ca să nu te plictisesc eventual. Dar, trust me, follow me, buckle your seatbelt și let's see despre ce este vorba. One love. Alright, let's start the show. Hai să începem povestea. The beginnings of Mike Diamonds, începuturile inspirației. Atunci când m-am trezit eu și toate chestiile astea fac parte din tot ce sunt astăzi. Începând de la vârsta de 12 ani am acumulat și am băgat în traistă și iată-mă astăzi către voi cu această traistă. Totul începe, cred că, bănuiesc că toată lumea este curioasă să știe de unde sunt eu, de unde am apărut cei cu mine, mai ales generația nouă, din generația veche, cei care n-au avut ocazia să asculte muzica mea. Eu sunt născut în București, la spitalul Polizu. Tatăl meu este din Congo și mama este româncă, originară din Huș, regiunea Moldovei. Alright, asta spuse, hai să vedem acum revelația pe care am avut-o până acum. Tot începe când mi-am deschis ochii așa către lume. Cu mare interes, a fost la vârsta de 12 ani. Aveam un casetofon Sharp, boombox și... Bă, nu știu, taică-miu îmi făcea orații la televizor. Țin minte că atunci, în 96, apăruse cablu, da? Și eram toată ziua la televizor pe desene animate și televizorul era sub cheie, apropo. Aveam două cărți și acest casetofon, înțelegi? Care, din fericire, avea radio și era un fel de evadare către exterior atunci când eram grounded, pedepsit, mai ales. Și m-am decis într-o zi să-l desfac, să văd ce se întâmplă cu el. De asemenea, am aflat atunci la 12 ani că există un buton roșu, rotund, care atunci când apeși pe el, dă rec.
Și atunci a fost începutul meu în această muzică, deoarece acel castofon era instrumentul meu de rec. Iată-mă astăzi, asta fac, cu asta mă ocup, apăs un buton de rec de foarte multe ori pe zi. Alright. La vârsta de 12 ani, hai să vedem ce muzică ascultam atunci. Nu pot să zic că știam eu multă muzică, nu era o chestie care mă atrăgea foarte, foarte tare. Mai mult chestia să desfac castofonul, să dau muzica tare, să văd câți decibel are acel castofon, dacă castofonul meu este cel mai tare față de celelalte casetofoane, asta era preocuparea mea. Te-am zis, până am descoperit acel buton de rec, știi, și când am descoperit acel buton de rec, m-am dus cu castofonul la școală, ce făceam? Râgâiam, înregistram tot felul de prostii. Cântam, mă rog, ce credeam noi la vremea aceea, că era o cântare. Mă rog, nebunii de la vârsta. Cam atâta, nu pot să zic că știam eu ceva muzică. La vremea aceea ascultam MC Hammer, Michael Jackson, ce mai era? Chris Cross, ce știam eu? Ei bine, etapa următoare. Acum vreau să zic că la 12 ani mi s-a deschis acel interes cu acel buton de rec pe acel castofon. Mi-a dat așa târcoale mult timp. Ajung la vârsta de 14 ani și cred că la 14 ani am văzut chestia asta și la copiii mei, mai ales la fiica cea mare, un interes către artă. Eu am încercat să, la o vârstă mai mică, să încerc să o obișnuiesc cu acest aspect artistic, să poată să fie gata să cântă de la 12 ani, dar uite că nu toți copiii au această dezvoltare. La mine, la 14 ani, cred că și la ea, probabil mai devreme, acest interes, deoarece sunt foarte multe opțiuni astăzi. Eu la 14 ani mi-a dat mama, atunci țin minte, $20. Și aveam în cap să mă duc să-mi iau din piață Adidas cu crampoane, să mă joc în spatele blocului și să mă laud în fața la toți. Bă, uite că mi-am luat Adidas cu crampoane, whatever. Aveam opțiunea asta și mai aveam o opțiune, bă, Hai să evoluez un pic, hai să ies un pic din spatele blocului, hai să încerc să, nu știu, dorința aia de escapadă, you know? M-am dus în piață și mi-am luat un Walkman albastru, Sony, nu știu dacă era original, nu contează, ăla clasicul, Jack Dessau, și trei casete, Montel Jordan, Dr. Alban și Boyz II Men. Montel Jordan avea This is how we do it, you know? Dr. Alban era, mai era, mă, la Dr. Alban ăla era ceva cu Africa, Jungle, whatever, o chestie de asta, știi? Și avem aceste albume care le rulam. Până când a venit YOLO, Jacques YOLO, my cousin, my brother, my everything, my friend, my un om pe care îl respect foarte, foarte, foarte mult și îl iubesc din tot sufletul. El atunci călătorise, venise din Franța și mă, avea niște casete pe care nu toată lumea le avea. Cred că numărai pe degete câtă lume avea acele chestii în România, știi? Hai, exagerez pe degete. Oricum, 1000 de oameni, maxim. Și a venit cu 4 casete. Eu aveam alea 3 casete ale mele, el avea 4 casete. Și hai să zic ce casete avea. Avea Snoop Dogg, Dr. Dre, Cypress Hill, Black Sunday și încă o colecție Cypress Hill. Nu mi-a plăcut Cypress Hill, era prea... Avea la un moment dat niște chitări electrice, era zgomotos, era distors. Dr. Dre, yeah, it was good, dar vreau să înțeleg ce zice, nu înțelegeam ce zice. Pentru că era... Dr. Dre e locvent, așa, știi? Dacă vrei să înveți așa un pic de elocvență, să înveți să vorbești americană, engleză, that gangster rap, you know? I guess I got it from om de la Dr. Dre. Ok. Și mai era Snoop Dogg. Băi, Snoop Dogg, când am ascultat, am zis, what is this? What the fuck is this, bro? Flow West Side, era... Bă, la vremea aceea era... O revelație, cum dădea Snoop, era, stătea pe beat în materie de flow, ce să știu eu despre flow atunci, dar mă, era foarte plăcut la ureche.
Și astăzi i-a plăcut la ureche Snoop Dogg, you know? Și Jacques a venit cu partea asta rap, cu aceste patru casete, să zicem cele două casete, și aceste două casete au fost o revelație în mintea mea atunci, știi? Să revenim la acel casetofon, aveam Sharp-ul meu, la 14 ani, taică mi-o cumpărase un alt casetofon mai combin, așa, mai modern. Și țin minte că când nu era tata acasă, luam, dădeam rec pe ăsta și pe celălalt dădeam play pe un negativ și încercam cât puteam eu, 4 măsuri știu că puteam, așa. Eu atunci dădea 8 bucăți, I remember. Eram așa invidios, știi, mai ales că știa toate piesele alea, toate strofele alea pe care erau pe acele casete. Wow, îmi doream și eu la nebunie să am această performanță. Alright, asta la vârsta de 14 ani. Am avut o revelație din punct de vedere hip-hop, în domeniul rap, și la 14 ani am mai avut iarăși o revelație. Cosmin, materie de muzică. Asta cred că m-a lovit cel mai mult. Nu cred că am ascultat o casetă pe repeat atât de mult vreodată în viața mea. O casetă. Și acea casetă era că la un moment dat am zis hai să mai dau o șansă casetei Boyz II Men. Și am băgat-o, țin minte că eram melancolic atunci. Cred că la 14 ani am început și eu să înțeleg ce înseamnă să dorești să... Poate să te îndrăgostești, abar n-am. Stuff like that, you know? Și am băgat caseta, i-am mai dat o șansă la casetă. Nu știu de cine eram eu îndrăgostit atunci. Clasa 8, cred că. Let me remember. Anyways, am băgat caseta și din momentul acela am ascultat acea casetă pe repeat 2 ani de zile, îți promit, în fiecare zi, de cel puțin o dată. Dar media era în fiecare zi de cel puțin 7-8 ori, dormeam cu el. Era Boyz II Men, From Boyz II Men era albumul. Man, I love that. E cu piesa Mama, mama, mama. Că mi-era dor de mama. Who knows? Practica aia a fost, de acolo am învățat să-mi fac chorusurile pe care le am astăzi. Dacă ascult muzica, mai azi observ niște chorusuri, mai ales atunci când mă duc pe voce canto și ies din domeniul rap. Într-un final au ajuns două chestii care se dezvoltă în paralel în muzica mea, înțelegi? Din cauza acelei perioade, 14 ani, acele două casete de la YOLO și acel Boyz II Men, practic mi-au dezvoltat două părți care merg în paralel astăzi, înțelegi? Ok, 14 ani. Let's see next. Next, pot să zic că am ieșit din casă, din acele două casetofoane, din acel instrument Sharp pe care l-am avut, unde reușeam cât de cât să dau 4 baruri și 4 măsuri și să fiu cât de cât coerent într-un tempo, poate nu la lirică, dar așa să știu că pic pe timp. Mi-a dat așa o încredere. Alright. Hai să o facem pe mai multe părți și asta este prima parte și hai ne revedem în a doua parte. Alright, ladies and gentlemen, sper că v-a plăcut acea bucățică mică. Este prima parte dintr-un grup de patru care explică un început din cariera mea. Din inspirația mea muzicală. And I hope you like that. Începem așa cu sare și aveți răbdare cu mine că vine și acel piper. Don't you worry, I handle that, I gotcha. So, hai să începem cu anunțurile. Mâine voi lansa o piesă, un omagiu adus hip-hopului, deoarece am început cu lumea asta hip-hop. Acest EP se numește On The Mic și prima piesă va fi featuring Racu și YOLO. O piesă, următoarea piesă o să o lansez săptămâna viitoare, sper că marți, miercuri, de asemenea vineri, o altă lansare, tot cu acest podcast, episodul 2. Mai e un anunț de făcut, am scris o piesă alături de Vijay și Anyone, pentru Aura B, check this out pe canalul ei, se numește Pera, alright? Check it out, Aura B, featuring Mike Diamonds, Pera. Ok, what else? I guess that's it. Ne vedem săptămâna viitoare.
One love, everybody. Yo. Yo. Give it to me. Every time you move your body, baby girl, you got me on and I just want it. Every time you move your body, baby girl, you got me on and I just want it. Cause every time you whine it, you whine it, you whine it down. Oh baby, keep you whining, you whine it, you whine it down.